doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Cei care ați mai fost, deja știți că la orice reprezentare a noastră trebuie să amintim că așa se cuvine cei care au muncit la acest proiect, care se numește În Parc Fanfara Cânta. Deci se dorește ca să readuce în atenția dumneavoastră vremurile de altădată, în care nu lipsea fanfara din grădina publică, corect? Și ce atmosferă crea? Centrul Cultural, Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, al sectorului dumneavoastră. Frecventați-l pentru că au ce să vă ofere. Noi am fost plăcuți, surprinși când ne-au invitat și acum chiar ne-au luat așa de suflet, adică repetăm la gând și ne facem treaba și cu susținerea primăriei sectorului 4, primăria sectorului dumneavoastră. Așadar, pe parcursul întregii veri, weekend, vineri, sâmbătă, duminică, de la ora 18:30 la 20, ne veți găsi ori aici, dar dacă mai picură câte puțin, nu ne dăm înfrânți, la foișor. Ok. Abordăm un repertoriu divers, dar în același timp care să nu pară foarte sofisticat și este un repertoriu așa de relaxare. A ne aduce aminte mulți dintre dumneavoastră mai de, să zic așa, de vârsta mea, eu am prins, nu spun ce vârstă am, că așa, aici aveți aproape orchestră formată din veterani care au activat în orchestra militară și vine o vreme când gata. Dar noi nu ne lăsăm de ceea ce am făcut o viață.
Acum vă cântăm un vals foarte frumos care l-am scos din arhive, care se cânta în stațiunea Herculane și a fost dedicat, deci cu dedicație specială pentru orchestra care concerta la Herculane. Chiar așa se numește, Amintiri din Herculane. Bun.
Și o polcă frumoasă cehească, pe care o știți cu siguranță cine n-a auzit de Rozamunde. Sau Skoda Polka lasă. Trebuie să mă schimb, acum să fac un pacu. Mă duc aici la pisică.